de viață cu Lavinia Siclitaru. 32 de minute după ora 11, vă spuneam că discutăm după știri cu un reprezentant al Partidului Național Liberal de la Cernavodă, să aflăm ce se mai întâmplă în Cernavodă și mai ales ce dorește Liviu Negoiță pentru Cernavodă în următoarea perioadă. Vă reamintesc că biroul politic local al organizației Cernavodă Partidul Național Liberal l-a desemnat prin vot pe Liviu Negoiță în funcția de președinte interim mare al PNL Cernavodă, precum și drept candidat la funcția de primar în alegeri locale din luna iunie. Liviu Negoiță, vă spun câteva cuvinte. Bună ziua, în primul rând, bine ați venit la noi. Bună ziua. Să vă prezentăm pentru cei care nu vă cunosc. A urmat Facultatea de Științe Juridice și Administrative a Universității de Stat din Sibiu, a absolvit-o în 1992. Este foarte tânăr, născut în 1969, căsătorit, un copil și în ultimii 25 de ani a lucrat ca specialist al Autorității Navale Române, în prezent ocupând funcția de capitan șef de port adjunct în cadrul acelei instituții, zic bine? Da. Bun, haideți să vorbim puțin despre ANR, ca să înțelegem exact ce ați făcut acolo, 25 de ani. Sunteți un tehnocrat, nu? Practic, din punctul ăsta de vedere. Aș putea spune, în 25 de ani mi-am schimbat instituția, am fost loial, da? Deci să înțelegeți că n-am... N-ați fluctuat? Da, și n-am jonglat cu absolut nimic. V-ați dorit dintotdeauna să faceți treaba aceasta? Păi am făcut liceul de marină. Așa. După care mi-am terminat studiile în Sibiu. Am văzut, da. Dar de la marină la științe juridice și administrative, totuși... Da, pentru că eu a existat așa activez o... într-un compartiment privind siguranța și cercetarea evenimentelor de navigație, care se mulează perfect pe specialitatea mea. Care a fost cel mai important Au fost multe, chiar foarte multe. Nu știu, care v-a rămas așa, la care ați muncit enorm. Nu pot să spun, au fost foarte multe, așa că mi-e greu. Ele sunt mai mult sau mai puțin grave, așa că... Am înțeles. Haideți să vorbim puțin despre ce ați făcut la, sau ce faceți în continuare la ANR, sau ce ați făcut reprezentativ pentru cei 25 de ani și pe aceea să ne spuneți de ce doriți ca această experiență să o duceți în zona administrativă în calitate de, iată, potențial primar la Cernavodă, funcție de votul cernavodenilor. Consider că în toți acești ani în care am lucrat la ANR, este tot un fel de administrație. Ținând cont că este o autoritate de stat, am fost obligați așa să ne regimentăm într-o cadență unde nu există decât reguli. Reguli și principii pe care trebuie să ți le urmezi. Nu există alternativa, stânga sau dreapta. Dacă ești hotărât, te duci mai departe. Eu am crezut și cred cu convingere că pot să transpun asta în ceea ce voi urma să fac la primărie. De ce? Ținând cont că am plecat de la 14 ani de acasă și... Să învățați, n-ați plecat la așa. La vârsta de 14 ani am plecat într-un liceu unde la ora 5 dimineața ne trezeam, mergeam la masă încolonați, intram la ore încolonați. Deci aveți un profil militar. Înțelegeți? Și atunci trebuie să fiu disciplinat. Am înțeles. Și același lucru am simțit că aș putea face în continuare. Disciplina, cred eu, și corectitudinea pe care... am urmat-o, s-ar putea să mă caracterizeze. Și cred că pot să fac multe. Bun, există vreun proiect la care ați lucrat în cei 25 de ani la ANR pe care l-ați putea extrapola la nivelul administrației locale din Cernavodă? În portul Cernavodă, ce se întâmplă? Portul Cernavodă este unul dintre, cred, cele mai importante porturi de pe Dunăre. Și când spun că este cel mai important, vă spun și de ce. Portul Cernavodă este un nod, practic. Toate navele care intră și ies spre portul Constanța trec prin Cernavodă. Asta înseamnă că la Cernavodă se produc cele mai multe mișcări de nave. Acolo navele vin, așteaptă, pleacă, intră, ies. Iar acest potențial n-a fost exploatat de administrația. Și ca să vă dau un exemplu, anual în portul Cernavodă vin foarte multe nave de pasageri, care iarăși nu au fost, acest segment nu a fost exploatat. În portul Cernavodă anual vin aproape 7.000 de nave convoi. Convoi ce înseamnă? Între 3 și 6 unități. Poate nu vin toate cu 6 unități, cu 3. Facem o medie. Asta înseamnă foarte, foarte mult. Cam cât? Păi, ați făcut un calcul? Păi mulțit și noastră 7.000 cu 3. Și să vedeți cam unde ajungem. În primul rând sunt aproape 600 de nave de pasageri, de croazieră.
Fiecare navă de pasageri are aproximativ 100 de persoane. Dacă înmulțim, vedeți că o să ajungem la vreo 78.000 de oameni care tranzitează și atât. Doar tranzitează, trec prin orașul Cernavodă. Sub ce formă? Rămân în portul Cernavodă aproape o treime, pentru că datorită problemele de locomoție, că sunt în general mai vârstnici, nu pot pleca. Și atunci ei rămân în port și nu le putem oferi nimic. Rămân pe navă și atât. Iar ceilalți ce se întâmplă? Pleacă cu mașina, se duc la Constanța, se duc la Murfatlar și atât. Bun, deci... Și noi nu ne putem pune în valoare. Bun, deci potențialul turistic ar fi de exploatat, să spunem, din această chestiune pe care dumneavoastră ați observat-o lucrând în ANR, da? Și extrapolându-o la nivelul administrației din Cernavodă. Până acum înțeleg că s-au făcut demersuri, dar nu s-a reușit exploatarea turistică a acelui port din partea administrației. Ce pași ar fi de făcut pentru a deveni acest proiect există realizat? Există un proiect. Da? Există un proiect la care eu chiar am lucrat acum câțiva ani de zile, când eram în Consiliul Local, se numește Esplanada. Acest proiect vizează toată zona de din partea de sud-est a orașului, pe a canalului practic, care nu este deloc evidențiată. Ar fi păcat să nu ne folosim de această bucată de teren. Este o zonă pe care o numim faleză. Această zonă pietonală, nu? Nu prea este pietonală. Este sau ar trebui să devină? Ar fi trebuit. Este o zonă care practic nu este exploatată. Nu există nimic pe ea. Există un proiect și din câte am înțeles nu este abandonat încă de atunci de când eu l-am inițiat. Cel din 2010, nu? La el vă referiți. Exact. Care includea și centru civic și mai multe... Sigur. Printre acestea se găsea și această... Și avea ca scop să pună în valoare exact potențialul acestei zone. Poate din diferite motive de finanțare, în acel moment au fost alte priorități. Prioritățile, din câte am înțeles eu din legislaturile anterioare, au cam fost finalizate o parte din ele, urmând să se orienteze către celelalte. Există un proiect în acest sens, pot să vă spun că am și discutat anterior cu niște investitori care chiar au spus că sunt interesați. De ce? Vor să investească în această zonă turistică în diferite forme. Cum este în Constanța, de exemplu, la dumneavoastră, în Portul Tomis. Exact. Ceva de genul acesta. Și au fost foarte mulți care pur și simplu și-au dorit, dar n-a avut infrastructura necesară ca ei să poată veni. Ce ar însemna, ca și investiție, această infrastructură pentru bucata aceasta de esplanadă, cum a numit-o dumneavoastră? Și cum s-ar putea realiza? Cu fonduri de la bugetul local, prin fonduri europene? În parteneriat. Sunt fonduri europene și, bineînțeles, o trebuiască să bun, practice ați făcut, și premia. Ați făcut o estimare, un proiect pe hârtie, ați schițat ele ce există. Ar însemna? Deci ele există. Dacă vă referiți ca și costuri sau vă referiți ca și infrastructură? Ca și costuri. Ce ar presupune? Ca efort bugetar, să spunem. Efortul bugetar nu va fi prea mare pentru orașul Cernavodă, pentru că deja acolo în zonă există anumite oportunități. Acolo, acea zonă deja este suficient de bine plasată, este suficient de bine înălțată, datorită apelor care vin și intră spre oraș. În zona s-a tot pus, s-a tot plasat și nu cred că vor mai fi probleme din punctul ăsta de vedere. Însă, s-ar putea să avem o problemă cu... cei de la ACN. ACN este administrație căilor navigabile care mai dețin o porțiune de teren în apropierea canalului. Aici sunt, am înțeles, ceva de mersuri făcute la nivel de minister. Sunt deja înaintate destul de avansate sunt discuțiile. Să putem intra în posesia acelei porțiuni. Fâșii, da. Acelei fâșii. Fâșia este mică, dar... Asta implică costul, pe care deocamdată nu le putem estima. Nu e mult, dar ele sunt. Așa că... Un ministru probabil liberal v-ar putea înțelege mai bine această doleanță. Cu siguranță. Și vedeți, nu, asta eu, e problema, că s-au tot succedat toți. Ministrii și au rămas multe probleme nerezolvate și solicitări de-astea în stand-by. Bănuiesc că această solicitare e făcută de ceva vreme și iată,
Eu nu cred că are importanță în primul rând ministrul de unde este, pentru că în realitate ceea ce vrem noi să facem nu facem pentru noi, facem pentru orașul Cernavodă. Și indiferent de unde vine, este foarte binevenită intenția. Bun. Absolut de oriunde. Am înțeles. Haideți să vorbim puțin despre Cernavodă. Lăsând la parte faptul că dumneavoastră vă doriți în acest moment să deveniți primar, cum vedeți dumneavoastră orașul? Care ar fi, nu știu, punctele slabe și care ar fi punctele forte? Și mai ales, cum ați ajuns să vă înhămați, să spunem, la treaba asta? Pentru că Cernavodă este un municipiu greu de condus. Nu, Cernavodă nu este un municipiu, este un oraș. Un oraș. Noi spunem Cernavodă este un fel de comună mai mare. Așa spuneți dumneavoastră? Da. De ce vă spun asta? Pentru că Cernavodă este o comunitate în care toți oamenii se cunosc. Ceea ce este foarte important pentru noi. Noi nu putem să spunem unul despre celălalt cum că ăla este mai bun sau celălalt este mai rău. Nu. Ne cunoaștem atât de bine încât este foarte greu să-i schimbi părerea celui de lângă tine despre X. Da? Și atunci este foarte greu. E, atunci noi considerăm că suntem ca într-o familie. Deci atunci vin și vă întreb, domnul Negoiță, de ce de fiecare dată când au fost alegeri acolo s-au dat bătălii pe viață și pe moarte dacă sunteți o familie? Că nu stă în picioare. Nu cred, eu nu cred că au fost bătălii. Din punctul meu de vedere. Au fost războaie. Nu. Din punctul meu de vedere, cum privesc eu lucrurile? Eu nu sunt în bătălie cu nimeni. Eu nu sunt într-o luptă. Eu sunt într-o concurență. Eu consider că vârsta și experiența pe care am acumulat-o, cu ele pot să merg mai departe. Deci asta cred eu. Asta nu înseamnă că eu sunt într-o luptă, într-o bătălie cu nu știu ce persoană. Contracandidat. Eu sunt, de fapt, într-o concurență continuă. Eu așa văd lucrurile. Bun, și cum vedeți Cernavodă, să spunem, ce ar putea aduce la renașterea acestui oraș? Atât de vechi. Vorbeam ceva mai devreme, înainte de a intra în emisie, despre cetate. Spuneați că deocamdată acea cetate nu poate fi vizitată. Apropo de relansarea asta turistică, că rezolvați problema cu Esplanada, vin turiștii, beau acolo un suc, o cafea, mănâncă, nu știu, un pește, o porție de scoici și ce faceți? Țineți doar acolo? Ar trebui să poată vizita câte ceva în Cernavodă, nu? Dacă tot vreți să beneficiați de partea asta. Ar fi păcat de investiție. Da, Cernavodă este un oraș mai aparte. Cernavodă este un oraș, gândiți-vă că Cernavodă este unul dintre cele mai importante orașe, nu din țară, din Europa. De ce? Gândiți-vă că la Cernavodă este o centrală nucleară. Da, toată lumea când vorbește despre Cernavodă, exact, spune oraș nuclear. Da, gândiți-vă, noi suntem într-o parte, avem o centrală nucleară. Dincolo îl avem pe Angel Saligny, unde este un pod peste care toți am trecut, da? Și poate mulți decât au trecut peste el și atât. Însă de acolo, din zona în care noi intenționăm să facem această esplanadă, nici nu vă imaginați ce imagine superbă este. Unde activez eu, de exemplu? La Autoritatea Navală Română. Instituția la care eu activez are acolo o clădire superbă. Mm-hmm. O clădire superbă. Mai nou, această clădire va fi pusă în valoare. E, din fața acelei clădiri, care în realitate este lipită exact de toată zona aceasta pe care noi intenționăm să o numim esplanadă, este ceva superb. Să vedeți dumneavoastră cum se vede Angel Saligny, ca și pod, din această zonă. N-am pus în valoare, absolut niciodată. De foarte multe ori au fost situații când veneau oameni și se interesau și spuneau, putem să trecem și noi pe sub pod? Uh-huh. Și am zis, da, în principiu ați putea, dar n-avem cu ce. Pentru că nu avem nimic organizat. Comunitatea noastră nu dispune de astfel de programe, de un astfel de serviciu pe care să îl pună la dispoziție dumneavoastră. Și vă dați seama, este dureros. Pentru mine, care lucrez acolo de atâția ani și am avut ocazia să pun în valoare ceea ce am, n-am avut baza. Și atunci am zis, nu se poate. Deci nu se poate, este păcat. Și mai mult de atât, ținând cont că sunt atâția oameni care vin în portul Cernavodă, vin în orașul Cernavodă. Toate aceste nave sunt cu pavilioane străine, uh-huh. Sunt oameni de naționalitate, de nici nu vă imaginați. Și vin și te întreabă, îi iei de mână și îi duci de colo-colo și practic vreau să le arăt. Se uită, fac fotografii. Am un album cu fotografii de la un australian pe care l-am ajutat să fotografieze podul. Era o nebunie pentru el să fotografieze podul, vapoarele și mi le-a trimis. Deci vă dați seama, eu m-am bucurat. Dar am făcut prea puțin pentru el. Și atunci am spus, dom'le, trebuie să facem ceva, să punem în valoare, pentru că este păcat.
Este păcat. Cerna Vodă, din punctul ăsta de vedere, nu beneficiază de absolut nimic. Nu vine nici măcar un leu la comunitate pentru că nu știm să ne promovăm. Și eu cred că ar cam fi vremea. Bun, și ar mai exista o parte, zona industrială, exact, la care, da, pe care vă gândiți să o exploatați tot în beneficiul localității. Zona industrială este o altă problemă. Ce înseamnă zona industrială, așa cum ați descris-o? Ce înseamnă acum? În afară de acvatoriul portului, unde sunt vreo 3 societăți, uh-huh, care cu adevărat funcționează, în sensul că susțin bugetul de stat. Sunt oameni angajați numai din Cernavodă, sunt prea puțini care vin de afară, mă rog, considerați de afară, dar sunt din zonele limitrofe. În rest avem aproape 20 de hectare de teren care nu este utilizat. Este păcat. Noi îl numim portul vechi și portul nou. În această zonă, vă spun sincer, chiar îmi doresc din tot sufletul acolo oamenii să vină, să investească. Nu de ună zi, cineva m-a întrebat dacă poate să vină să facă o fabrică de ulei. M-a întrebat în Cernavodă, zic, dar de ce te-ar interesa în mod expres Cernavodă? Uh-huh. Păi zice, păi îi spun foarte simplu, eu am o investiție de 4 milioane de euro, pe care dacă aș face undeva la, nu știu, undeva, la Constanța. Exact, nu mă avantajează. Și spune, de ce nu mă avantajează? Eu trebuie să-mi aduc materia primă cu camionul. Cu camionul mă costă scump. Și atunci, bun, am găsit alternativa să o aduc pe Dunăre. Bun, o aduc pe Dunăre. Cum? Este foarte bine. Unde? La Cernavodă. Bun. La Cernavodă eu am nevoie de o infrastructură unde să-mi amplasez baza. Uh-huh. Acele 4 milioane de euro trebuiesc investite în silozuri, fel de fel de echipamente pentru uscare, pentru diverse, nu știu, nu mă pricep la industria de genul ăsta. E treaba investitorului până exact, la urmă. Bun. Și a zis, bun, oferiți-mi oportunitatea aceasta. Și vă dați seama, m-a pus pe gândul, zic, este ok, uite, acolo avem această posibilitate. Unde? E, lui trebuie undeva lângă apă. Lângă trebuie apă. Creată infrastructură. Exact. Ce exact. Înseamnă mai exact asta? Ce înseamnă? La momentul acesta, tot ceea ce înseamnă chei, tot ce înseamnă dane de acostare, ele aparțin unor privați. Mm. O parte din ele aparțin primăriei portului Cernavodă. O parte din ele aparțin AFDJ-ului. O parte din ele aparțin APDF-ului, Administrațiilor Portului Fluviale Dunărene. E, vă dați seama, ele nefiind valorificate în mod corect, cetățeanul nu beneficiază de absolut nimic. Atât timp cât prin portul Cernavodă intră și atâtea nave și acele nave nu contribuie cu absolut nimic la bugetul local, este dureros. Deci este un segment la care noi, sincer, nu știu dacă ne-am gândit sau nu, dar trebuie să ne gândim, pentru că este profitabil. Credeți-mă că este chiar profitabil. Da, asta vă întrebam. V-ați făcut așa un calcul ce ar însemna dacă ați reușit să puneți în valoare pe de parte zona aceasta turistică, pe de altă parte zona industrială pentru bugetul orașului și ce s-ar putea rezolva cu acești bani, pentru că aveți destule probleme acolo. Este foarte simplu. În primul rând, acest teren care aparține orașului Cernavodă nu trebuie decât puțin salubrizat. Și trebuie puțin dat exploatării la modul normal, cât de cât. Uh-huh. Investitorul urmează infrastructura necesară nevoilor lui să-și o asigure, da. Cernavodă, ca și administrație, obligația este decât de a îi aduce omului acolo apă curentă, energie și toate celelalte utilități. Astea sunt costurile pentru noi. În rest, ceilalți este normal să vină cu ei, dar aceste lucruri trebuie făcute neapărat pentru ei. Și credeți-mă, chiar sunt. Deci chiar sunt oameni. De ună zi întreba cineva de ce în portul Cernavodă nu se... Navele care vin în portul Cernavodă nu pot să îmbarce combustibil. Ce înseamnă combustibil pentru ele? Deci nu o stație ca la noi la PECO să vii să bagi 10 litri, 15 litri, 16 litri, nu. Când încarcă combustibil, când buncherează, au 30 de tone de combustibil odată. Uh-huh. Și nu o navă.
sunt multe. Și noi, în loc să le atrecem pentru podul Cernavodă să încarce combustibil, să alimenteze în podul Cernavodă, ele vin, își fac treaba în Cernavodă, în sensul că își mișcă, își fac manevrele și se duc la bulgari, se duc la ruse sau se duc la Ismail. Deci, practic, noi îi gonim. De ce? Pentru că infrastructura portoară nu le-a permis. Și atunci sunt oameni care își doresc să facă acest lucru, în sensul că să vină, să creeze posibilitatea ca acele nave să nu mai meargă să alimenteze cu combustibil la ruse, da, și să vină să alimenteze la Cernavodă. Toate veniturile pe buget, aferente a acestei activități, vin pe bugetul local, pentru că se realizează pe terenurile primăriei și atunci ar fi păcat. Și bineînțeles, asta înseamnă locuri de muncă, înseamnă deschidere, înseamnă industrializarea, care practic lipsește cu desăvârșire, pentru că orașul Cernavodă s-a învârtit în jurul centralei nucleare. Și asta nu cum spun eu, asta se vede. Deci trebuie puțin să deschidem. Ceea ce cred că se poate. Eu cred că se poate și... Da, pare realizabil adevărat, ceea ce spuneți, bineînțeles, dacă veți avea, să spunem, și sprijinul acestor instituții ale statului, că vorbeați de AFDJ, APDF și așa mai departe, care sunt, știți cum, cam stat în stat. Nu, ele au porțiuni foarte limitate. Ele sunt cu porțiuni limitate în zona fluviului Dunăre. Da, dar trebuie să vi le dea dumneavoastră ca păi să deja puteți există, să... deja există, există un... Dumneavoastră, adică municipalitățile. Există un proiect de lege, proiect de lege unde în zona portului vechi, exact sub podul Anghel Salini, este acolo o suprafață de aproape 10 hectare. Au fost oarece probleme cu o porțiune de vreo 8 hectare care aparținea ACN-ului. Iarăși o porțiune de vreo 2 hectare care aparțineau celor de la Căile Ferate. Acea de la Căile Ferate au mers mai ușor spre primăria Cernavodă. Acum, spre ACN există un proiect de lege, într-adevăr, și s-a făcut un cadastru pe care primăria, administrația și-a permis să-l plătească, tocmai în ideea în care ei să cedeze spre administrarea comunității acel teren. Bun. Și într-adevăr există acesta. Deci există premize, sigur, să se întâmple acest lucru. Categoric. Spuneți-mi două vorbe, vă rog, și despre organizația acelui președinte, ați devenit foarte recent. Interimar, da, PNL Cernavodă. Sunt oameni tineri. Sunteți o echipă, sunteți uniți. Sunt oameni tineri și sunt dornici. Sunt dornici să muncească. Pentru că, știți ce se întâmplă? Cei care sunt de vârsta mea, suntem la momentul în care cred că trebuie să înțelegem că putem să facem ceva. Să confirmăm. Dacă nu acum, atunci când? Când? Da? Deci la vârsta pe care o am, eu cred că suntem destul de cerebrali să putem să ne asumăm și să putem să conștientizăm că ceea ce putem noi să facem va fi benefic. De ce? Pentru că deja avem altă gândire. Nu spun că cei care au fost înainte au gândit altfel. Este posibil să fi gândit altfel sau este posibil să fi gândit la fel ca și noi. Însă noi din start avem altă gândire și cred că deschiderea este spre înainte, nu spre înapoi. Ceea ce este foarte important pentru noi toți, tocmai de asta am spus că trebuie să mergem în față, nu să ne învârtim în jurul acelorași proiecte și atât. Și a criticilor. Mă bucur că, adică constat că s-a făcut schimbul de generație. Asta ar trebui să se întâmple peste tot, doar la Cernavodă. Îmi doresc din suflet și așa ar trebui să rămânem împreună, indiferent de ceea ce se întâmplă în jur. Și vom rămâne. Vă promit că noi vom rămâne împreună. Mulțumesc, Liviu Negoiț a fost președintele Biroului Politic Local al Organizației Cernavodă și candidatul desemnat de PNL pentru funcția de primar în alegerile locale din acest an. Probabil că ne vom mai auzi. Succes, aveți un weekend minunat și dumneavoastră, domnul Longoiță, și ascultătorii noștri. Și pentru dumneavoastră și ascultătorii. Și ne reauzim luni de la 10. Stil de viață.